o problemă delicată în relația dintre Cristiana și Marian. Hai că m-am enervat și eu și am să că mi-ai zis cu rujul. Problema e că te superi prea repede asta. Și nu ți-am spus cu răutate, a fost o întrebare. Păi dar m-ai mai întrebat 100 de ori. Pe care 100 de ori? Că e prima oară când o aud eu, când mi-o spune. Ai, că m-ai întrebat acum două zile, să zic așa. Mi-ai zis că tu nu mai cu rujul ăsta atât de, nu mai ești în spate, am vreo 5-6 ruji. Am întrebat câte rujuri ai, nici de cum că... Și mai mi-ai zis că mă dau doar cu ăsta, că mai mi-ai zis, că mai mi-ai zis că altfel nu-mi rămâne. De ce trebuie să superi așa repede? Păi pentru că mai mi-ai zis și te-am explicat că mă dau, dacă tu nu observi, mă dau cu ruj sau mai m-am dat de când... M-am dat și cu roșu și cu toate culorile. Din lucruri banale, cei doi pornesc o adevărată dispută. Mă vezi cât de cu trisă, că am ceva pe suflet să vii, să mă ții în brațe sau să mă strângi sau să nu dai drumul la mână, să nu... Să-mi torci capul, să fac semne, ea nimic tot în față. Pentru că m-ai enervat. Ea nu, înainte să te enervezi. Cine exagerează? Bă, tu vrei bătaie. Cum exagerezi, prinții? Cum exagerezi că nu înțeleg? Și cu rujurile, și cu mizicele. Hai dă-l cu de ruși, că nu mă interesează de ruși. Și acum? Păi tu, că m-ai te-ai supărat, asta mai... Mă, că te-ai supărat, că nu e plată, că nu-ți spui. Păi și poți să... Prinții, ți-am zis și de 7 ori că ăsta îmi place și ăsta vreau să mi-l dau. Poți să mai zici o dată? Că eu sunt bătrân, uit. Hai, lasă, nu mai e păcatul ăsta. Păi nu, dar chiar am uitat să-ți fi spus asta. Deci nu mi-aduc aminte sub nicio formă să-ți fi spus eu vreodată lucrul ăsta. Deci pentru mine e prima oară când îți spun de ruj. Păi mereu te va deranja dacă eu îți spun, nu? Păi, dacă îți spun... Dar de ce? Asta e întrebarea. De ce te supără? Păi de ce? Trebuie să mă oprești cu rujul ăla. Dacă nu mă oprești cu rujul ăla, ce trebuie să fac? Să-mi pun alt ruj? Că mereu mi-am schimbat rujul, iar am avut altă culoare. Ha, unde ieri? Că de 3 zile văd roz la botul tău. Nu văd roșu. Ieri am avut maro. Nu văd verde, nu văd maro. Când ai avut maro tu ieri? Ia. Așa, cărămiziu. Ăla-i maro cărămiziu? Spre roz, nu? Da, și nu mai... Da, o să-ți dau, fii atentă, de nu să-ți fac ca la babuin, o să-ți fac fundul. Cum să mă observ? Și cu roșu și cu toate culorile, ce? Dar mare parte din lună, din zile, din săptămână te dai cu roz, asta e ideea. Asta, mamă, mă dau cu portocaliu, e cu totul altceva. Bătoși-mă, că nu mai face de-astea. Nu mai... Ți-am să nu mai faci așa, că nu supor, nu-mi place, na. Că nu faci așa, că nici eu nu mai fac ție, că nici nu-ți place și nici mie nu-mi place. Să mă ciupești și să... Nu mai îmi place. Nu-ți mai place? Nu. Mm. Cum ești? De mine îți mai place? Vorbim acum de chestii de mine îți mai care... place, te întreb. Nu vorbim aici. De la de ce? Hai, lasă-mă. Aia nu face, aia nu drege, aia nu drege, face ailaltă, nu face cealaltă. N-am înțeles nimic. Păi nici eu n-am înțeles nimic. Păi nici ori eu. Ori mă placi cu totul, nu mă place. Păi tocmai asta e, ai, ori mă place așa, ori nu mai mă place deloc. Adică la ce te referi? Cu rujul, cum ai zis tu, ori mă place așa cu schemele mele cu ciupitul, ori nu mă place deloc. Nu e mult pentru, nu o să-ți mai zic nimic. În ceea ce privește vestimentația ta și frezură și tot ce ține de machiaj și toate lucrurile astea, ca să nu te mai deranjez. Bine, uite, vezi, cum înțelegi tu. Păi dacă zic nu-i bine, dacă nu zic chiar nu-i bine, cum s-o dau? Îmi zici, dar niciodată, că după aia înțeleg și eu nu trebuie să-mi zici de 100 de ori. Hai, dă-mi un pup. Selena? Selena? Păi... Ți-e somn, Selena, ce-i? Mi-e somn. Ți-e somn? Da. Mă, dar pune-ți și fă-ți un program, că deja e insuportabil asta cu somnul. Da, uite, vezi? Păi toată ziua mi-e somn, mi-e somn. Păi mi-e somn. Bine, mi-e somn și mă pun să dorm, de exemplu, acum. Mireasă pentru fiul meu.